Și anul acesta, administrația Băimăreana va organiza Festivalul Castanelor, eveniment la care va participa un număr mare de artiști, dar și de maramureșeni. Este un eveniment cu tradiție, dar noi am fost curioși să vedem ce place publicului și ce nu în zilele în care au loc manifestările incluse în program. Și iată ce au răspuns cei intervievați. Mi-a plăcut concertele de muzică simfonică, concertele formațiilor de top din țară și străinătate. Probabil nu mi-a plăcut aglomerația, adică nu probabil, sigur. Nu îmi place aglomerația, efectiv. Nu știu, programe pentru copii. Mai multe activități pentru copii? Copii, pentru tineret, da, poate. Am înțeles, iar artiști? Mai puțini artiști. Deci mai puțin de dat de calitate, nici nu cantitatea, ci să se pună accent pe calitate. Nu, sunt artiști, cât de cât mai ok. Asta este lucru bun? Păi, să zicem. Și lucru care, cu care nu ne lăudăm, care este? Se știe, prea mulți cercetori sunt. Bă, e bine cum e, față de anul trecut, mai bine. Ai auzit ce trupe se dorește să fie aduse? Da, da. Și? Ce părere ai? Sunt bune. Ce trupă ai vrea să vezi? Să ascult. Carla's Dream. Aș vrea să văd muzică clasică mai multă. A fost muzică în ultimii ani, muzică clasică. Da, dar mai mult. E nu numai la sărbătoarea castanelor, în general în orașe multă mizerie și ar trebui făcut ceva ca să disciplineze, să civilizeze, să învețe oamenii. Ceva, să fim mai curați. Să fim mai curați, da. Castanele vor avea loc la finele lunii septembrie, când se dorește ca în orașul nostru să fie aduși artiști precum Carla's Dreams, Compact, Direcția 5, Loredana, Goran Bregovic și mulți alții. Programul și lista cântăreților nu a fost deocamdată definitivată, cei responsabili lucrând la aceste aspecte.